amintesc că suntem în continuare în ciclul nostru de studiu biblic despre evangelizare, despre evangelizarea personală. Este de fapt cel de-al doilea ciclu de studiu pe tema aceasta. Este poate una dintre temele cele mai importante din viața unei biserici, cel puțin așa consider eu și cred că Scriptura ar fi de acord. Până la urmă, ultima poruncă a Domnului Iisus Hristos înainte ca să înalțe la cer a fost să mergem și să facem ucenici. Așa cum rețineți, studiul vine și cu un avertisment și anume este un studiu pentru cei care nu vor doar ca să asculte cuvântul, ci vor să și împlinească cuvântul. Nu suntem chemați doar să învățăm despre evangelizare, ci suntem chemați să evangelizăm. Nu suntem chemați doar ca să facem teorie despre ce înseamnă a face ucenici, suntem chemați ca să facem ucenici. Noi aici ne pregătim, ne antrenăm, învățăm și când plecăm de aici, mergem și punem în practică. Am parcurs 5 secțiuni majore. Vreau să facem, ca data trecută, o foarte scurtă recapitulare, pentru că tot ceea ce se întâmplă de aici va clădi foarte rapid în lecțiile care urmează pe ce am învățat până acum. Rețineți că în prima secțiune ne-am uitat foarte telegrafic la mesajul Scripturii din Geneza până în Apocalipsa și am văzut cum Dumnezeu este, de fapt, cel mai mare evanghelist. Dumnezeu este cel care proclamă această veste bună și care, de fapt, duce toată istoria și tot ceea ce se întâmplă la împlinire cu scopul acesta de a proclama gloria sa, de a arăta gloria sa. Tot ceea ce se întâmplă, de la cădere și până când vom fi glorificați, se întâmplă cu acest scop și Dumnezeu lucrează în istorie cu acest scop. În cea de-a doua secțiune ne-am uitat la relația între suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Și am văzut împreună că aceste două nu sunt contradictorii, nu este un semn de întrebare între suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului, ci pur și simplu ele sunt două adevăruri care Biblia le prezintă. Dumnezeu este suveran, punct, da? Peste toate lucrurile, fără excepție, fără portițe de scăpare, El este suveran în mod absolut, nimic nu se întâmplă care să fie în afara controlului Dumnezeu. Totul se întâmplă pentru că Dumnezeu a rânduit să se întâmple așa. Cred că R.C. Sproul zice la un moment dat că în universul acesta nu sunt molecule răzvrătite. Nici o moleculă nu se mișcă într-un fel în care Dumnezeu să nu fi rânduit. Și dacă asta este adevărul și este adevărul care Biblia îl prezintă, atunci se pune întrebarea: cum poate omul ca să fie responsabil? Este exact întrebarea cu care se confruntă Apostolul Pavel în epistola lui către romani. Și interlocutorul său întreabă: pe atunci, dacă el este suveran peste tot și dacă el hotărăște totul, de ce mai bagă de vină? Și rețineți cum Apostolul Pavel a clarificat de fapt situația, că Dumnezeu nu este de fapt total suveran, da? Asta a făcut. Nu. A zis: oameni buni, axiomatic, Dumnezeu este suveran și voi sunteți responsabili. Ăsta e universul în care trăiți. Și voi, ca și creatura lui Dumnezeu, trebuie să acceptați și să dați glorie lui Dumnezeu pentru că trăiți în acest univers care El a creat. El stabilește regulile jocului. Nu ești tu lutul îndreptățit să zici olarului ce să facă cu lutul său. În cea de-a treia secțiune ne-am pus întrebarea: ce este Evanghelia? Și rețineți că am zis, bun, vorbim despre evangelizare, dar ce rost are să vorbim despre evangelizare dacă nu definim în mod corect Evanghelia? Cine poate ca să rețină formula, dacă vreți, care ne-am propus-o pentru a prezenta succint Evanghelia? Dar țineți minte, sunt 4 elemente esențiale și toate încep cu litera C. Cine reține? Așa. 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 Și confruntarea, da? Cine reține de ce cele 4 sunt esențiale? De ce este important că Dumnezeu este creatorul?
curaj. Este și suveran, da. Poate să tragă la răspundere. Poate să tragă la răspundere. De ce poate să tragă la răspundere? El e șef. El e șef. Pentru că el are dreptul de proprietar până la urmă, da? El nu ne trage doar la răspundere pentru că e cel mai tare. Ar putea. Până la urmă, inclusiv, noi înțelegem conceptul acesta, da? Dacă există o guvernare peste noi, de exemplu, care este nedreaptă, care nu are drepturi peste noi. Ea ne poate trage la răspundere pentru simplu fapt că au forța să o facă, ne impun. Dar Dumnezeu nu doar că are puterea să ne tragă la răspundere, El are dreptul să ne tragă la răspundere pentru că El ne-a creat. Și tot ceea ce a creat este de fapt, de drept, al Lui. Ca tare, El are dreptul să ne tragă la răspundere și are și puterea să o facă. Deci, El nu face doar că este un tiran care își arogă dreptul de a face lucrul acesta, de fapt nu-l are. El o face pentru că are dreptul ca și creator și are puterea ca și un Dumnezeu, ca și un Dumnezeu suveran. Da? De ce este importantă căderea în prezentarea Evangheliei? Ca să înțelegem nevoia de mântuire, da? Să înțelegem că acest Dumnezeu care are pretenții de la noi, noi ne-am răzvrătit împotriva Lui, da? Și suntem răspunzători față de El. Am căzut în păcat, suntem osândiți sub o pedeapsă, sub un blestem și avem nevoie să fim salvați de la această pedeapsă și de la acest blestem. Dacă nu există căderea, nu există nevoie de mântuire, nu există nevoie de o veste bună dacă nu există o veste proastă, da? Care era următorul? Deci, creator, cădere, cruce. Crucea Domnului Iisus, da? Nu există Evanghelie fără cruce. Și evident, când vorbim despre aceste concepte majore, este un fel ușor de a reține multă informație, da? Crucea este importantă pentru că este în crucea Domnului Iisus Hristos unde ne aflăm mântuirea. Este în viața Lui, da? În întruparea Lui, în viața Lui desăvârșită care a trăit-o, în jertfa Lui de substitut pentru noi. El a murit în locul nostru, de aceea s-a întrupat, ca să poată muri în locul nostru. Da? Cum printr-un singur om, zice Apostolul Pavel, printr-un om a intrat păcatul în rasa umană și printr-un om, adică omul Iisus Hristos, am fost noi răscumpărați pentru că El a trăit viața desăvârșită care noi trebuia să o trăim, dar eram incapabili și suntem incapabili, și a murit în locul nostru ca și substitut, ca și reprezentant a tuturor celor care se încred în El, în viața Lui, în moartea Lui, în învierea Lui și care vor sta înaintea Tatălui și vor spune: nu merităm să intrăm în prezența Ta, dar în meritul Lui. În meritul Lui suntem primiți, da? Crucea este esența Evangheliei. Crucea este frumusețea Evangheliei. Crucea este Evanghelia până la urmă. Și în cele din urmă, confruntarea. Evanghelia și evangelizarea nu este doar o informare. Știi, există un lucru numit Evanghelia, e o veste super bună, am vrut să spun despre ea, ok, la revedere. Nu. Evanghelia, vedem un model foarte bun, de exemplu, apostolii când predicau Evanghelia, vedem în fapte, de exemplu, spune Dumnezeu, nu ține cont de vremurile de neștiință și ce? Și poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Da? Nu-i numai o înștiințare, știți, Dumnezeu iartă, Dumnezeu mântuie. Acum știți și voi. Nu. E o poruncă a lui Dumnezeu ca oamenii să se confrunte cu această realitate. Cu realitatea că Dumnezeu este creatorul lor. Cu realitatea că ei se află în răzvrătire față de acest creator. Cu realitatea că ei sunt sub condamnarea lui Dumnezeu. Cu realitatea că Iisus Hristos a venit și a murit în locul celor care se încred în El. Și acum întrebarea îi: te încrezi în acest Iisus Hristos? Crezi această veste bună? Îți ancorezi viața și veșnicia în această veste? Sau rămâi în continuare în răzvrătirea ta împotriva lui Dumnezeu? Nu există punct neutru. Nu există, nu știu, nu mă interesează. Da? Ori ești pentru Dumnezeu și pentru Evanghelia sa, ori ești împotriva ei. Și noi trebuie să confruntăm și este foarte incomod. Ca să confrunți pe cineva cu Evanghelia. Să înștiințezi pe cineva despre Evanghelie este mai puțin incomod. Dar ca să-i spui, trebuie ca să te pocăiești. Este porunca lui Dumnezeu ca să te pocăiești. Da? Este foarte incomod.
foarte, foarte incomod să vorbești, să vorbești așa oamenilor. Următoarele două secțiuni am văzut împreună rolul și importanța mărturiei personale, da? Și mărturiei corporative, adică mărturia bisericii. Am văzut că ambele au roluri esențiale în vestirea Evangheliei. Mărturia personală, în sensul că atunci când vorbim oamenilor despre ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră, putem să le spunem și Evanghelia. Eu eram un păcătos, da? Ar începe o mărturie personală. Pe imediat să încep, cum eram un păcătos? De ce? Ce înseamnă că eram păcătos? Și ce dacă eram păcătos, da? Cum am realizat că sunt păcătos? Și automat putem ca să vorbim despre ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Da? Dar Dumnezeu a făcut cu tare și cu tare și cu tare pentru mine și uite ce am experimentat eu în viața mea. Este un lucru foarte, foarte important. Mărturia aceasta personală, cât și mărturia vieții noastre trăite, este în zadar. În zadar în sensul omenesc. Dumnezeu se poate folosi și de martori ipocriți. Dar este în zadar ca să tot vorbești lumii despre pocăință, despre întoarce la Dumnezeu și tu să trăiești ca și un drac. Este o ipocrizie crasă. Adică să spui, uite, eu am o viață transformată din cauza Evangheliei și toată lumea care se uită la tine zice, ce viață transformată? Eu nu văd nicio viață transformată. Ești mai rău decât cei din lume. Da? Este o ipocrizie. Este nevoie ca să avem o mărturie bună, pentru că Scriptura ne spune că atunci când vor vedea faptele noastre bune, nu vor zice, oh, ce bun e Mihai, mai bun decât restul. Wow, Andrei, ce băiat de treabă. Nu. Vor zice, măi, ceva îi cu omul acesta, da, care merge dincolo de logică, dincolo de rațiune, dincolo de factori umani. Singura explicație pentru un om de genul este că e ceva supranatural. Este că Dumnezeul în care să încrede este adevărat. Da? Țineți minte, duminica trecută ne-am uitat împreună la cele două exemple din Daniel. Cei trei tineri și Daniel care s-au răzvrătit împotriva împăratului, au stat ferm în credința lor, chiar dacă era un pericol să fie cu costul vieții lor. Și Dumnezeu a lucrat în așa fel încât s-a dovedit credința lor și încât cei din jur au văzut că Dumnezeu este cu adevărat Dumnezeu. Vreți să știți ceva? Sunt mulți oameni pe care Dumnezeu a lucrat exact în același fel prin viața lor. Au fost o mărturie spre mântuirea altora și Dumnezeu nu le-a salvat viața. I-a lăsat să moară pe rug. Dar când lumea s-a uitat la ei și a văzut cum cântau arși pe rug, au zis, singura explicație pentru cum un om poate să facă așa ceva, să meargă bucuros în arena cu lei, să fie ars pe rug, să fie tăiat în două în timp ce se roagă, singura explicație este că Dumnezeul despre care îmi spune este adevărat. Altfel nu face sens. Da? Altfel nu face sens. Și ne-am uitat la importanța mărturiei corporative, biserica, ca și un rol important, o mărturie în care vestim unitatea în Hristos, vestim realitatea că Hristos mântuie oameni din toate popoarele, din toate demograficile, da? Este o unitate care nu poate fi explicată, este o dragoste care nu poate fi explicată. Am zis că Domnul Iisus ne învață că atunci când se vor uita la felul în care ne iubim unii pe alții, atunci vom ști că suntem ai Lui. Nu când se vor uita la clădirile noastre, la programele noastre, la alte lucruri, ci se vor uita cum oameni din diverse sfere sociale, cu diverse păreri politice, cu diverse idei, diferite vârste, să iubesc într-un fel absolut, total și necondiționat. Și vor spune, măi, eu nu înțeleg cum e posibil așa ceva. Și nu-i posibil așa ceva. O asemenea dragoste despre care ne vorbește Hristos nu-i posibilă decât atunci când ești una cu cineva în trupul Domnului Iisus Hristos. Și cei din afară trebuie ca să vadă lucrul acesta. Degeaba invităm pe oameni, hai la biserică. Da? De ce să vin la biserică? Când toată lumea spune că la biserică e rău, că lumea se bârfește, că lumea se urăște, că lumea își dau țepe unul la altul. De ce mă chem la biserică? Da? Adevărul e că de multe ori facem o chemare la ceva care nu e atractiv. De multe ori ne vine nouă să mergem la biserică, da? Sau la celor din biserici. Hai, iară trebuie să mă duc să-i văd pe ei acolo, iară atât comentează și atâta. Păi cum să mai inviți pe cineva la biserică? Mărturia corporativă este extrem, extrem de importantă. Și astăzi vrem ca să ne focalizăm în lecția de astăzi pe acest aspect de a face ucenici, practic vorbind. Cum facem aceasta? În primul rând, să ne punem întrebarea,
De ce e important ca să pregătim pe alții să evangelizeze? Adică să facem ucenici care fac ucenici, da? De ce e important să facem lucrul acesta? Și în al doilea rând, cum? Cum să pregătim asemenea ucenici, da? Și sunt conștient de realitatea că poate până în acest moment sau până recent mulți dintre noi n-am fost conștienți, realmente conștienți. Poate că am știut așa conceptul că este important să facem ucenici și n-am fost conștienți de realitatea că este important să facem ucenici care fac ucenici. Rețineți marea trimitere. Nu-i doar mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia. Nu? Marea trimitere este mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Dar nu-i doar nici atât. Faceți ucenici și învățați-i să împlinească tot ceea ce v-am poruncit. Da? Deci faceți ucenici care trăiesc viața creștină și în schimb se duc și ei și vestesc Evanghelia și fac ucenici. Misiunea noastră ca și creștini nu este completă pur și simplu că gata, am zis o predică și au auzit-o unii și poate s-o pocăit. Nu. Asta este doar începutul slujirii. Misiunea noastră ca și creștini este să vestim Evanghelia, să chemăm pe oameni la Hristos, după care să facem din ei ucenici, să umblăm împreună cu ei, să învățăm și să le arătăm cum să păzească tot ceea ce a poruncit Hristos. Inclusiv să meargă și ei și să facă ucenici. De ce e important să pregătim pe alții? Important pentru că evangelizarea este un component esențial din viața creștină. Nu este ceva așa tangențial sau după. Știi, trăiești viața creștină și când ai timp, evangelizezi. Nu! Evangelizarea, facerea de ucenici, este un element esențial. Este absolut o parte componentă esențială dintr-o viață creștină. Un creștin nou este precum un copilaș. Este viu, dar este imatur. Are nevoie să fie învățat. Are nevoie să fie protejat. Are nevoie să fie educat. Da? Și în timp crește mare și se deprinde de tot felul de discipline spirituale. Până în momentul în care este suficient de tare în credință, suficient de deprins de această viață creștină, încât este el în stare ca să învețe pe alții și alții să îl urmeze. Eu văd acasă, Anca se ocupă mai mult cu fetele, cu învățământul și așa mai departe, dar câteodată o lasă pe Casey ca să o învețe pe Ivy. Lucruri esențiale, deci nu elementare, nu chestii complicate. O lasă mai mult, cred că, să vadă cât de greu e ca să fii profesor, știi? Să aprecieze și să comporte ea mai cu minte când vine vorba de a învăța. Și Casey este capabilă în lucrurile care acum le stăpânește bine să o învețe pe sora ei mai mică. Da? O să mai treacă câțiva ani și dacă Domnul ne va mai binecuvânta că încă unul sau una, va fi Ivy în stare ca să învețe pe surioara sau pe fratele mai mic anumite lucruri. Da? Și așa este și în viața creștină. În viața creștină există o colaborare, o conviețuire prin care noi creștem împreună. Apostolul Pavel spune că trupul bine închegat își primește creșterea, fiecare mădular dând partea lui. Da? Nu există mădulare în Biserica lui Hristos care stau numai pe bancă și se uită la meci. Interesant ce fac ăștia aici la biserică. Uită cum se chinuie fratele păstor și cu fratele secretar sau ce titlu i s-a dat astăzi. Să chinuie acolo să ne predice, să ne așa. E foarte interesant sportul ăsta de creștinism. Nu există așa ceva. În creștinism există doar oameni care sunt pe teren. Da? Sunt unii oameni care sunt într-un rol ca și mine, care sunt antrenori, să-i numim. Sunt alții care sunt alergători pe teren și așa mai departe. Dar fiecare are un rol. Nu există oameni, nu există șomeri. Dar nu există oameni care să stea numai și să privească. Este un component esențial. Și noi suntem chemați, ca și ucenicii lui Hristos, să umblăm pe urmele Domnului Iisus Hristos și să facem ucenici. Este printre primele lucruri care Domnul Iisus Hristos le face ca parte din slujirea sa și din lucrarea sa. Merge și își alege niște ucenici și după aia și investește majoritatea timpului din viața lui cu acești ucenici. Da? Cum? Cum să-i pregătim pe alții ca să,
să evangelizeze și să facă și ei ucenici. Să facem ucenici care fac ucenici, care fac ucenici, care fac ucenici și care fac ucenici, da? Asta e rolul bisericii până la urmă, să ducem Evanghelia până la marginile pământului. Cel mai bun mod de a trăi o viață dedicată evangelizării și de a pregăti pe alții să evangelizeze este să trăim precum a trăit Hristos. El este modelul suprem. El este revelația supremă, da? Și astăzi vrem să ne uităm la trei aspecte legate de evangelizare și de pregătirea ucenicilor din viața Domnului Iisus Hristos. Să vedem ce a făcut El ca să luăm și noi acest model și să îl trăim. Da? Și vom vedea că îl putem imita pe Domnul Iisus Hristos atunci când în mod intenționat căutăm să facem ucenici. A fost ceva pasiv în viața Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând, putem să-L imităm pe Domnul Iisus Hristos atunci când investim timpul nostru și viața noastră cu răbdare, cu rugăciune, cu dedicație în viața celor a care ne-am hotărât ca să investim și să fie ucenicii noștri. Pentru mulți dintre noi, ideea că noi să avem ucenici este ceva absurd. Cum eu să am ucenici? Păi ce credeți că este marea trimitere? Mergeți și faceți ucenici. A Domnului Iisus Hristos, da? Dar indirect ai tăi, pentru că spune voi învățați-i ca să păstreze tot ceea ce v-am poruncit. Nu pur și simplu dați-le un nou testament și descurcați-vă, nu? Deci sunt ucenicii lui Hristos, pentru că El este Domnul, dar sunt ucenicii tăi. Ai o responsabilitate față de ei ca să-i înveți, la fel cum eu am o responsabilitate față de voi ca să vă învăț. Și trei, trebuie să limităm pe Domnul Iisus prin faptul că trebuie ca să învățăm pe alții, nu doar prin vorbele noastre, ci prin exemplul nostru. Viața noastră trebuie ca să fie un model. Da? Apostolul Pavel spune, umblați pe urmele mele, întrucât eu umblu pe urmele lui Hristos. Ce înseamnă asta? Păi unul înseamnă că Hristos este modelul final și desăvârșit, dar Apostolul Pavel spune, hei, încât și eu caut să umblu pe urmele lui, umblă și după mine. Umblă și după mine. Doar atunci să nu umblați pe urmele mele când nu umblu după urmele lui. Când am deviat și atunci mă trateți și pe mine înapoi. Dar întrucât eu umblu pe urmele lui, căutați să umblați pe urmele noastre. Trebuie să trăim vieți în care să putem spune celor la care le-am vestit Evanghelia, hei, uite pașii mei, hai după mine, pas cu pas, te învăț. Da? Te învăț practic din viața care o trăiesc. Cum a ales Domnul Iisus să facă ucenici? În timpul lucrării Domnului Iisus, dacă vă uitați în Evanghelii, n-am să mă plimb prin foarte multe texte, dar veți vedea că Domnul Iisus a avut ocazia și a predicat la mii și mii și zeci de mii de oameni. Tot timpul când Domnul Iisus predica undeva, se strângeau foarte mulți oameni. E adevărat că și plecau destul de repede, se iritau și plecau, dar era un vorbitor, un predicator, care atrăgea foarte multe, foarte multe mase. Dar Domnul Iisus a ales doar câțiva oameni care să fie ucenicii Lui. Domnul Iisus n-a avut sute de ucenici, mii de ucenici. Domnul Iisus de la începutul lucrării sale, a ales câțiva, 12 ucenici, în care a investit și cu care a avut o relație deosebită, diferită de relația care a avut-o cu gloatele care îl urmau, da? Iisus i-a ales, i-a chemat pe acești oameni și în momentul în care ei au răspuns la chemarea Domnului Iisus, ei au devenit ucenicii Lui, pentru că asta înseamnă a fi ucenic, da? A urma pe cineva și a învăța de la acea persoană ca să devii ca și el. Când îți iei un ucenic la lucru, ideea e că el învață meseria ta și până la urmă devine ca și tine în rolul respectiv, da? La fel, Domnul Iisus cheamă pe acești oameni și spune, veniți după mine, învățați de la mine și în felul acesta sunteți ucenicii mei. Vedem după aia că la un timp, aproximativ un an jumate, depinde cum privești cronologia, pe acești oameni îi trimite. Din ucenici devin apostoli, da? Apostol cu A mare în cazul lor, adică trimișii lui Hristos. Noi suntem cu A mic. Apostol înseamnă trimis. Asta înseamnă. Deci prima dată îi cheamă, ei răspund la această chemare, devin ucenicii lui Hristos. Hristos îi pregătește și îi
trimite, da? Și sunt apostolii lui. Matei, capitolul 4, de la versetul 18 la 22. În timp ce mergea pe malul Mării Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe Andrei, fratele lui, care aruncau un năvod în mare, căci erau pescari. El i-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Ei și-au lăsat imediat năvoadele și l-au urmat. Mergând mai departe de acolo, el a văzut alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o barcă împreună cu Zebedei, tatăl lor, și își cârpeau năvoadele. Iisus i-a chemat, iar ei au lăsat imediat barca și pe tatăl lor și l-au urmat. Da? Iisus se cheamă, haideți să fiți ucenicii mei, și ei abandonează tot. Abandonează barca lor, abandonează familia lor și se duc după Domnul Iisus Hristos și îl urmează. Da? Zi, noapte, sunt pe urmele lui, învață de la el, trăiesc ca și el. Da? Deci întâi sunt chemați, după aia dacă mergem în Matei 10, la versetul 1 la 4, deci vedem de la Matei 4 la Matei 10, 6 capitole, o durată de timp destul de lungă, vedem în felul următor, Matei 10, 1 la 4. Iisus i-a chemat la el pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat autoritatea să scoată afară duhurile necurate și să vindece orice boală și orice neputință. Iată care sunt numele celor 12 apostoli, cel din tâi Simon, care este numit Petru, și Andrei, fratele lui, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, colectorul de taxe, Iacov, fiul lui Alfeu și Tadeu, Simon, Zelotul și Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat pe Iisus. Deci, tiparul care ne-l arată Domnul Iisus este chemați, adică aleși pe nume, haideți după mine, voi veți fi ucenicii mei, ei răspund la această chemare, îl urmează pe Domnul Iisus Hristos și timp de un an și ceva, nu sunt trimiși să facă nimic ei, slujire. Nimic. Aici avem și noi o mare problemă în bisericile noastre. Cum cineva se pocăiește, vreau să slujesc, frate. Trimite-mă în misiune. Stai, mă, omule. Numai ieri ai auzit de Domnul Iisus. Învață un pic. Umblă pe urmele celor care au venit înaintea ta. Pune mâna pe Biblie. Citește, pregătește-te, da? Și în momentul în care vei fi pregătit, te vom trimite. Te vom pune la lucru. Ați văzut foarte multe cazuri, sau cel puțin eu am văzut, fiind interesat de ce se întâmplă pe piața românească, foarte multe vedete care s-au pocăit. Și la o săptămână după ce s-au pocăit, au fost la Wow Biz, TV, Show Biz, nu știu ce, să spun la toată lumea ce înseamnă pocăință. Malpraxis pastoral ca să îți lași oițele să facă așa ceva. Încă nu pot sta în picioare. Încă nu știu cu ce să mănâncă Scriptura. Dacă ai pune să deschidă la Amos, ar spune ce e aia. Da? Și ei se duc la Wow Biz ca să învețe lumea. Nu așa. Domnul Iisus i-a chemat, ei au acceptat chemarea și au zis, ok, acum sunteți ucenici, asta înseamnă că învățați de la mine. Va veni o zi în care veți fi apostoli, veți fi trimiși, ca să mergeți voi să faceți lucrarea și să chemați oameni la voi. Și exact asta facem noi, asta facem noi aici, da? Noi cei care suntem ucenicii lui Hristos, ne pregătim ca să fim și trimișii lui Hristos, să fim lucrătorii lui Hristos, da? Biserica pregătește lucrători. Biserica pregătește trimișa lui Hristos care să meargă și să facă ucenici. Și puteți citi acasă, în Evanghelii, să observați că acest tipar este arătat de fiecare evanghelist. Este esențial felul în care Domnul Iisus Hristos a lucrat și cred că de aceea îl menționează fiecare evanghelist. Marcu 1, 16 la 20 și după aia Marcu 3, 13 la 19. Chemare, trimitere. Luca 5, Luca 6. Chemare, trimitere. Dacă vă uitați în Ioan 35-31, vedeți aceeași idee. Întrebarea lui. De ce a acționat Domnul Iisus așa? De ce nu și-a deschis o școală teologică cu mii de studenți? De ce și-a ales 12 din gloatele care îl urmau? De ce nu a zis, mai uite, dacă aș avea 3.000 de studenți, 3.000 de ucenici, da? Cum s-au convertit, de exemplu, la Rusali? N-aș face un impact mai mare dacă aș avea 3.000? De ce Domnul Iisus, în mod intenționat, și-a pornit lucrarea cu doar
12 și a investit tot timpul lui și toată energia lui în acești 12 ca după aia să îi trimită. Cred că Domnul Iisus ne modelează pentru noi ce înseamnă a face ucenici în mod eficient. Ne dă un model care să-l urmăm. A predicat la mii și mii de oameni, a avut impact social peste mii și mii de oameni, a fost prezent în tot felul de sfere, dar a avut 12 ucenici, s-a autolimitat la acești 12 și a investit timpul, efortul său într-un mod deosebit în viața acestor 12, cu scopul bine definit ca la sfârșitul pregătirilor să îi trimită, da? Să îi trimită pe acești 12 ca și ei să facă ucenici. Domnul Iisus a înțeles că suntem noi, și El ca și om pentru perioada care a trăit pe pământ, limitați. Că nu avem cum să investim în viața a 3.000 de oameni cum putem investi în viața la 12 oameni. Rețin fratele Radu are o inimă foarte bună și în același timp este un om foarte credincios, poate mai credincios decât, sigur mai credincios decât mine, și eram chiar la început la hotel. Dacă rețineți în sala aia de la hotel, și fratele Radu Dumneavoastră stătea pe primele rânduri. Și într-o zi, după ce am terminat slujba, a venit să stea de vorbă cu mine și a zis: măi, mă gândeam acum stând aici că o să vină o vreme în care o să fim mai mulți. Și asta parcă mă întristează așa, că acum am senzația când stau aici în biserică că predici doar pentru mine. Că e doar pentru mine. Și dacă vreau să vin să stau de vorbă, știu că ai timp, că suntem numai o mână de oameni. Și dacă vrem să stăm toți așa într-un cerc și să povestim 2-3 ore, mă gândesc că se gândea el. Putem, dar dacă o să fim nu sute, doar 50, da? Sau 100, sau 200, dinamicul se schimbă. Nu poți investi în 500 de oameni cum poți investi în 5. Da? Nu poți investi într-o grupă de 30 de copii cum poți investi când ai doar 2 copii ai tăi. Da? Și Domnul Iisus, înțelegând această realitate și având o țintă foarte clară, El vrea ca să formeze niște ucenici care să fie într-adevăr după chipul și asemănarea asta, care să cunoască inima Lui, care să cunoască, să aibă mintea Lui Hristos, gândirea Lui Hristos. Ca tare El își alege o mână de oameni în care își investește viața. Și cred că e un model foarte, foarte bun pentru noi. Un model foarte, foarte bun pentru noi care suntem limitați de timp, de energie și cu cât încercăm să facem mai mult și mai multe lucruri, cu cât ne subțiem, da? Le facem de mai proastă calitate. Dacă încerci ca să întreții relații cu 100 de oameni de prietenie sau așa, vei avea relații mai superficiale decât dacă ai 10 prieteni și ia cei mai buni prieteni ai tăi, da? Dacă ai 1.000 de oameni care încerci ca să-i înveți, nu este tot una dacă ai doar 10, da? Și cu aia poți ca să-ți petreci tot timpul. Ideea aceasta de altfel este foarte bine înțeleasă în alte domenii. Ideea că trebuie ca să sacrifici, să limitezi, să faci alegeri dificile. Un atlet, de exemplu, sacrifică multe alte activități și alte relații și alte hobby-uri ca să se antreneze pentru sportul care l-a ales, da? Zice, măi, nu pot, n-am timp să ies cu prietenii în oraș, n-am timp ca să fac una și alta, trebuie ca să mă dedic la asta. De ce? Că dacă vreau să fac lucrul ăsta bine, trebuie ca să fiu devotat acestei activități, da? La un moment dat, atletul devine de performanță și vrea ca să învețe și pe alții, ca și ei la rândul lor să fie atleți de performanță. Și știți ce face? Își alege câțiva elevi. Pentru că știe că n-are cum să aducă 100 de oameni și să învețe pe 100 de oameni tot ceea ce el știe. Și alege 2 sau 3 și cu aceia se antrenează non-stop. Da? Și în felul acesta el poate ca să investească încât ei să ajungă la anumite performanțe. La fel și creștinul, pe parcurs ce crește, da? În viața lui se investește, biserica investește în viața lui, frații, mădularele din jur, da? ne investim unul în viața celuilalt. Cum? Ne învățăm, ne mustrăm, ne încurajăm, da? Ne disciplinăm
Și ne maturizăm în felul acesta până când suntem suficient de tari încât noi să putem investi în viața altora. Mulți dintre noi și mulți creștini în ziua de astăzi, care chiar cred că sunt creștini născuți din nou, au rămas doar la statutul acesta de consumatori. Lumea investește în ei, dar ei nu mai investesc în nimeni. Ei pur și simplu consumă. Consumă predici, consumă rugăciuni, consumă disciplină câteodată, dar ei nu fac nimic. Ei nu disciplinează pe alții, ei nu se roagă pentru alții, ei nu petrec timp cu alții, da? Și este greșit. În timp ce noi creștem, trebuie ca să îi creștem pe alții. Gândiți-vă cum arăta viața dumneavoastră dacă ați folosi acest model al lui Hristos în viețile voastre. Cum ar arăta el? Păi în primul rând ați putea ca să-mi spuneți cine sunt ucenicii voștri. Care sunt destul de sigur că astăzi n-ați putea să-mi spuneți. Și care să ia 2, 3, 4, 5 oameni în care în mod conștient te-ai hotărât să investești în viața lor? Să umble pe urmele tale. Păi dar nu m-am gândit la asta. Poate m-am gândit, am câțiva în mintea mea. Le-ai spus? I-ai chemat? Domnul Iisus asta face. Hei, eu vreau să-mi investesc viața în voi. Haideți după mine. Da? Și cred că Hristos vrea să avem aceleași feluri de relații. Relații cum avea, de exemplu, Pavel cu Timotei. Pavel îi scrie lui Timotei și spune, copilul meu în credință. Timotei știa ce relație are cu Pavel. Știa că Pavel investește în el. Știa că Pavel îl cârmuiește, îl ajută pe drumul acesta al credinței și al slujirii. Nu era ceva așa ambigu, știi? Oare ce relația am eu cu Pavel? Nu, ei știau. Asta e. Eu sunt tatăl tău în credință, tu ești copilul meu în credință, da? Și o să crești, și Timotei a crescut și a fost trimis de Pavel ca să slujească și să crească pe alții în credință. Ce a făcut Domnul Iisus odată ce i-a identificat și i-a chemat pe acești ucenici? Păi, în momentul în care ei au venit după el, Hristos a început să-i învețe. Erau tot timpul în preajma lui și întotdeauna le dădea atenție specială ca să îi învețe. Într-adevăr, Domnul Iisus predica pentru gloate, dar întotdeauna cu răbdare investea în mod special în ei. La un moment dat, când ei întreabă, de ce le vorbești în pilde? Și Domnul Iisus spune, lor nu le-a fost dat să înțeleagă, da? Dar vouă v-a fost dat. Haideți aici să vă explic. Uite cum stau lucrurile. Când este nevoie, îi corectează, îi ceartă, îi îndreaptă, da? În mod personal și în mod consecvent. Se roagă pentru ei. Se roagă pentru ei. Este preocupat de creșterea lor, de creșterea lor spirituală. Dar Domnul Iisus nu le-a predat doar. N-a ținut seminarii. Zic, ok, ucenicii mei, haideți aici și eu am să vă țin acum o lecție despre predicarea Evangheliei. Și le-a predicat 2-3 ore, ei au luat notițe și atât. Da? Sau am să vă țin o lecție despre dragostea de semeni. Uite aici, în 3 puncte, bine detaliată, cu bibliografie. Nu! Domnul Iisus i-a învățat prin învățătura care a dat-o, dar i-a învățat prin viața care a trăit-o împreună cu ei. În felul acesta i-a învățat pe ucenicii săi. Le-a dat un model viu care ei au putut ca să-l imite. Hristos a demonstrat ce înseamnă evangelizarea. A demonstrat cum arată dragostea de semeni. Hristos nu doar că le-a dat un curs de evangelizare, s-a dus cu ei și a fost cartea lor, a evangelizat. Și ei s-au uitat la el cum evangelizează, cum discută cu fariseii, cum răspunde la întrebări. Înțelegeți? Practic, ei au văzut împreună, trăind viața împreună cu Domnul Iisus Hristos. Nu doar că le-a vorbit despre felul în care ar trebui să se roage, ci s-a rugat pentru ei și împreună cu ei. Domnul Iisus Hristos i-a învățat în mod practic. Dacă noi vrem să învățăm pe alții cum să facă ucenici, cum să evangelizeze, nu este suficient doar ca să-i învățăm Evanghelia și să-i învățăm despre evangelizare. Trebuie să mergem și să luăm pe un frate, pe un soră de mânuță și să zicem, hei, hai mergem să evangelizăm. Uite, mă duc la un coleg de-a meu, mergem să-l scoatem la o cafea, la o masă și să povestim din Scriptură. Și în felul acesta va învăța ce înseamnă evangelizarea. Da? Dacă vrem ca să învățăm pe cei mai tineri în credință ce înseamnă dragostea de semenii noștri, nu este destul să spui trebuie să iubești pe toți oamenii.
Trebuie ca să trăiești împreună cu ei această dragoste. Să iei de mână și să mergem. Noi mergem la un nenorocit să-l ajutăm și să-i vestim Evanghelia. Așa se face, așa arată. Nu este suficient doar să facem teorie. Dacă vrem ca să învățăm pe alții cum să iubească pe cei pierduți, trebuie să iubim pe cei pierduți. Trebuie să ne luăm unul pe altul și să ne mobilizăm în mișcare. Pentru că Domnul Iisus Hristos nu i-a învățat doar prin vorbele Lui, ci i-a învățat prin tot ceea ce a făcut. Da? După ce i-am învățat teoria, trebuie să le dăm o viață demnă de modelat. Trebuie să le dăm un exemplu viu. Să spunem și noi, umblați pe urmele noastre, pentru că noi umblăm pe urmele Lui, pe urmele Lui Hristos. Da? Și de ce oamenii nu fac ucenici în ziua de astăzi? Pentru că n-au experimentat ce înseamnă a fi un ucenic. N-a fost nimeni care a venit la ei și a spus, uite, eu vreau să investesc în viața ta, în viața ta spirituală. Eu vreau ca să-ți stau la dispoziție, cu orice ai tu nevoie. Eu vreau ca să investesc învățătură, sfaturi, timpul meu, mustrare dacă este nevoie. Să te iau cu mine când mă duc și vorbesc cu cei care nu cunosc pe Hristos. Să te iau cu mine să te duc când împart pamflete pe stradă. Să te iau cu mine când mă duc să vizitez un bolnav. Să te chem la mine acasă, să ne rugăm împreună pentru cei pierduți. N-au experimentat ce înseamnă a fi un ucenic. Și nu te poți aștepta de la un asemenea om, dintr-o dată, să trezească într-o zi și să zică, mă, eu ar trebui ca să mă duc și să fac ucenic din cineva. N-are cum. N-are categorie în mintea lui pentru activitatea aceasta. Dar dacă noi, biserica, trăim după modelul acesta, noi vom face ucenici care fac ucenici, care fac ucenici, care fac ucenici. În concluzie, și mai avem timp suficient pentru întrebări, viața creștină are ca și scop, pentru creștin, are ca și scop a deveni ca și Hristos. Pentru asta ne, între ghilimele, chinuim noi. Vrem să fim transformați prin puterea Duhului Sfânt, prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin instrumentele Harului care se manifestă prin biserică, prin predicarea cuvântului, prin toate lucrurile acestea, vrem să fim transformați din slavă în slavă încât să semănăm mai mult cu Hristos. Ăsta este scopul. Să ne uităm în urmă cu o zi, cu un an, cu 10 ani și să spunem, aia am fost, astăzi seamăn cu mult mai mult cu Hristos. Biblia ne învață lucrul acesta. 1 Petru 2 cu 21, de exemplu, spune, și la aceasta ați fost chemați, deoarece și Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un exemplu, astfel ca voi să călcați pe urmele Lui. 1 Ioan 2,6, și-ar fi foarte multe versete care au aceeași idee. Cel ce zice că rămâne în El, adică în Dumnezeu, în Hristos, este dator să umble și El așa cum a umblat Iisus, așa cum a umblat Hristos. Asta este chemarea noastră. Să umblăm pe acest pământ ca Domnul Iisus Hristos, să fim imitatori a Domnului Iisus Hristos, ca El să fie modelul nostru de viață. Și putem face acest lucru prin a face ucenici, în mod conștient, în mod clar, intenționat, prin a face ucenici, prin a selecta câte o mână de oameni în care să ne investim viețile noastre. Este un cântec care l-am tot auzit, e un cântec laic, dar mi-a plăcut un vers din refren care spune că unde îți investești dragostea, îți investești viața. Asta este realitatea. Unde îți investești dragostea ta, îți investești viața ta. Și dragostea noastră este arătată prin lucruri simple, prin efortul nostru, prin timpul nostru petrecut cu alții, prin banii care îi cheltuim. Dacă sunt lucruri simple care se pot verifica. Eu iubesc pe cei pierduți, eu iubesc pe toți cei care nu cunosc pe Hristos. Simplu. Cât timp petreci pentru ei în rugăciune? Cât timp petreci vorbind cu asemenea oameni? Câți bani din banii tăi investești în a face evangelizare? Prin a face tractate, prin a duce la un sărman o pâine și a-i spune de Domnul Iisus? În moduri foarte simple te poți verifica să vezi dacă într-adevăr iubești pe cei care nu cunosc pe Hristos. Nu e o chestie complicată, nu e un test foarte sofisticat. Acolo unde ne investim timpul nostru, unde ne investim viețile noastre, acolo este dragostea noastră. Și putem să fim imitatori al lui Hristos prin a alege câțiva oameni
în care să ne investim timpul, efortul, viața, dragostea noastră, cu scopul ca ei să devină din ce în ce mai mult ca și Hristos, să reflecte slava lui Dumnezeu și să fie vestitori a Evangheliei în această lume. Putem să limităm pe Hristos prin a învăța pe alții cuvântul lui Dumnezeu și a învăța cum să evangelizeze. Fiecare dintre noi are posibilitatea să facă acest lucru. Începând din casele noastre cu copiii noștri, fiecare dintre noi putem ca să fim învățători ai cuvântului. Dar frate, dar eu nu am cunoștințe teologice, nu am... Auzi, la nivelul la care Dumnezeu te-a dus acum, la nivelul la care ești acum, există oameni care ar putea beneficia de tine ca și un învățător. Dacă ești părinte, asta în primul rând înseamnă copiii tăi. Dacă ești soț, asta înseamnă soția ta. Dar frate, dar eu de 10 ani dorm în biserică, nu știu nimic din Biblie. Pune mâna pe carte. Rapid! Căsnicia ta e sortită falimentului dacă tu nu poți să-ți înveți soția din Biblie. Final, gata, faliment asigurat. Pentru că scopul căsniciei tale e să-ți prezinți soția înaintea lui Dumnezeu și să zici, uite aici, am modelat-o după chipul și asemănarea ta din cuvântul tău. Ăsta e scopul căsniciei. Deci repede, mâna pe scriptură, genunchii pe podea, Doamne iartă-mă și începe și pregătește-te. Și încet, încet creșteți împreună, da? În biserică. Sunt credincioși mai maturi, credincioși mai începători. Și cei mai maturi trebuie ca să învețe pe cei care sunt la început. Trebuie să învețe cu răbdare, cu rugăciune, cu persistență. Nu, știi, te întâlnești cu un frate, începi și explici din scriptură, nu-i de acord cu tine, cum de obicei frații nu-s de acord care sunt începători, și eu nu mai am chef de asta. Păi i-am explicat foarte frumos cum e cu predestinarea și el a zis că stea-ți prostii. Gata, nu mai vreau să aud de asta. Te duci înapoi. Deci acasă zici o rugăciune, Doamne iartă-mă că am reacționat așa, Doamne dăm răbdare cu fratele acesta, Doamne dăm înțelepciune ca să-i vorbesc. Te duci înapoi. Iară primești niște bastoane peste cap. Nu mai vreau să-l văd pe ăsta, am terminat. Te duci înapoi. Te duci înapoi. Apoi, da? Zi după zi, după zi, după zi, după zi. Mai ales, și mulți dintre noi au experimentat asta, dacă alții au avut răbdarea aia cu noi. Cum zice Apostolul Pavel, ne simțim datori ca să vestim altora Evanghelia, pentru că și noi am primit-o fără niciun cost. Nimic. Hristos nu ne-a cerut nimic în schimb. Putem imita pe Hristos prin a da celor care sunt ucenicii noștri un model demn de urmat. Trebuie să fim conștienți că viețile noastre au mai multă valoare decât ceea ce înseamnă pentru noi și despre numai ca să ne facem noi să ne simțim bine. Viețile noastre impactează pe cei din jurul nostru, pe cei din familia noastră, pe cei din biserica noastră. Impactează viața lor de credință, creșterea lor spirituală, mărturia noastră ca și creștini, mărturia bisericii. Când urmează să iei o decizie, puneți întrebarea. Dacă nu iau decizia care Dumnezeu ar vrea ca să o iau, care cuvântul lui Dumnezeu îmi poruncește, cum va afecta asta pe frații mei? Cum va afecta pe tânărul acela care se uită la mine cum s-a uitat Timotei la Pavel? Când el vede că repede mi-am schimbat teologia când a fost în avantajul meu. Când el vede că repede am zis o minciună când era dureros să zic adevărul. Trebuie să fim motivați să sacrificăm, să ne purtăm aspru cu noi înșine dacă este nevoie. Nu numai doar pentru noi, ci pentru cei din jurul nostru care își primesc creșterea uitându-se la modelul nostru. Și să nu credeți că lumea nu se uită la modelul vostru. Copiii voștri se uită, alții din biserică se uită. Chiar dacă tu poate nu ai zis vreodată, hei, uite-te la mine. I-a zis, frate Sorin, uite-te la mine. Tot ne uităm. Și suntem responsabili să le dăm un model demn de urmat. Nu doar a vorbi despre rugăciune, ci rugându-ne pentru ei și rugându-ne împreună cu ei. Da? Știți aia, vine fratele la tine, frate, roagă-te pentru mine, uite, am o problemă. Da, frate, am să mă rog pentru tine. Înțeleg, mi-am pus întrebarea, cred că fratele Iulie zicea că e cea mai comună minciună la pocăiți. Eu am pus întrebarea, măi, ce îi oprește pe ăia doi să se roage chiar în clipa aia? Știi, vine sora Cristina, frate Mihai, uite, am vrut să te rog să te rogi pentru mine. Păi da, sora, hai să ne rugăm aci. De ce trebuie să așteptăm până mă duc eu acasă și uit de tine? Hai să ne rugăm aci, ai venit cu un motiv de rugăciune. Hai să ne rugăm acum, în momentul ăsta.
Da? Și în felul acesta ești un model de viață real despre ce înseamnă rugăciunea pentru frații tăi. Nu doar vorbind despre evangelizare, ci și mergând și făcând evangelizare împreună cu ei. Văzând pe viu ce înseamnă asta. Văzând că și ție ți-e greu și înghiți în sec când ți se pun întrebări dificile. Am fost într-o zi și câțiva la masă și cineva a pus o întrebare despre sclavie din Scriptură. Cum pot să cred un text, o carte care permite și ba mai mult este de acord cu sclavia? Că scrie acolo în Biblie că dacă stăpânul îl bate pe sclavul lui și atâta timp cât după câteva zile se poate scula, nu e nicio problemă. Cum poți să crezi așa ceva? Acum, știi, în momentul ăla, toți ochii pe tine. Pentru că unul e cel nepocăit, care n-are niciun interes, el vrea numai să te dărâme, dar cei care îs ori pocăiți, ucenici, ori în devenire, în sensul că în mod constant investești în ei. Și acum, dacă tu dai răspunsul greșit, sau dacă răspunzi cu mânie la o asemenea provocare, dai un exemplu foarte negativ. Apropo, e o întrebare teribilă să ți se pună. E foarte greu să răspunzi la asemenea întrebare. Nu academic vorbind. E foarte delicată, da? În momentul ăla trebuie ca să te rogi, Doamne, dă-mi înțelepciunea, că o dau un bar acum de nu numai că ăsta nepocăitul, dar și toți din jurul meu zic că nu mai are rost ca să creadă nimic. Da? Trebuie ca să ne punem în asemenea situații cu frații noștri, cu cei cu care, în care investim să devină ucenici, încât să putem modela pentru ei. Pe frate, dar eu nu știu răspunsul la această întrebare. Și ce poți modela pentru ei? Umilința. Măi, nu știu. Uite, nu știu răspunsul la întrebarea asta. E o întrebare foarte bună. Recunosc că n-am toate răspunsurile. Îs și eu un începător. Dar, uite, dacă îmi dai un pic de timp, am să petrec câteva zile citind din Sfintele Scripturi și rugându-mă lui Dumnezeu și poate putem vorbi din nou în câteva zile. Poți da un exemplu de smerenie. Nu trebuie să ai răspunsul. Deci putem modela și suntem datori să modelăm. Putem imita pe Hristos în ultimul rând, dacă am făcut toate aceste lucruri, prin faptul că putem ca să trimitem pe alții în lume ca să facă ucenici. Da? Noi mergem în lume și facem ucenici, noi creștem ucenici în cadrul bisericii și la un moment dat, exact ca și Domnul Iisus Hristos, ne putem uita la cei la care am investit viața noastră în ei și să spunem: hei, Sorin, hai, ești gata. Sora Liliana, o trecut un an jumate, în lume, ucenici, vestește, da? Dar dacă n-am făcut toate acele lucruri care le-a făcut Hristos, nu o să putem niciodată ca să ne uităm la cei în care am investit, pentru că am investit în ei și să zicem, de acum nu mai sunteți doar ucenici, sunteți și trimiși a lui Hristos.